dupânda ea toată, nu e aceași lucru, apropo. Păi, după cafelele multe băute cu tine, am aflat că nu e același lucru. Da. Bun. În cartea mea, personajul este arestat după o fotografie în care, în care este înfățișat o secvență cu școala de comandante. Bun. Da, este aici. Da. Bun. Confuzia asta se face și acum, dar confuzia asta are, cred, o... se face acum pentru că oamenii sunt grăbiți și nu stau să înțeleagă exact unde este locul ăla, unde se poate produce suprapunerea. Dar să ne amintim că totuși Carol al II-lea a înființat acel... a acceptat înființarea acelui serviciu social și trimiterea la sate a monografiștilor și a tinerilor pentru ca să contracareze acțiunea politică a legionarilor și, în concluzie, salutul și uniformele chiar semănau. Da, și unul și altul salutau la fel și unul și altul aveau uniforme militare și școala aia de comandante era tot atât de militarizată ca... Deci, confuzia de departe se putea face, adică a fost un preț plătit crunt, dar a fost un preț plătit pentru o confuzie voită atunci. Ca să-i contracareze pe legionari, semănau foarte tare cu legionari. Asta e, fără să... De departe semănau foarte tare. Întâi, neasemănarea, acum am făcut eu deosebire, am mai întrebat, pur și simplu pentru că gustiștii urmăreau niște scopuri științifice, iar legionarii niște scopuri politice. Asta era. Adică legionarii urmăreau puterea, gustiștii nu urmăreau puterea, sau mă rog. Nu era lor puterea. Da, da. Aveau alte scopuri, da. Eu la...